Domnule Superman, vă rog frumos, un selfie. Un selfie cu primul ministru fost. Se votează moțiunea de cenzură și este cazul ca Florin Câțu să ne părăsească. Toată lumea vrea să se pozeze cu fostul, cu relicva Florin Câțu. Vă spunem la revedere, dar nu adio, domnul fost prim-ministru. O pagină neagră în istoria României. Dumneavoastră sunteți. E prezentă toată lumea de aici, din grupul AUR. Avem un coleg cu COVID. Votăm cu toții. Începem dărâmarea lui Florin Câțu din funcția de prim-ministru. PNL-ul își dă jos bannerele. Nici măcar niște bannere nu sunt în stare să-și țină. Vai de capul lor. Și vai de capul marionetei care stă acolo și nu este agreată nici de propriul partid și a cumpărat colegii ca să stea în funcție. Uite, marioneta. Lucrurile se vor schimba dacă Klaus Iohannis o să insiste cu această marionetă a lui în funcția de prim-ministru. Noi mergem până la capăt. Acea marionetă care stă în fața voastră și nu o să mai fie de azi înainte primul ministru al României, nu i-a reușit operațiunea de corupere a parlamentarilor, cum i-a reușit operațiunea de corupere a membrilor PNL și de intimidare a membrilor PNL. 281 de voturi pentru ca Florin Câțu să ne părăsească. Din acest moment, Florin Câțu nu mai este primul ministru al României.